Revenit, doamnelor și domnilor, cu informația acestei ore, Silviu Prigoana a fost înmormântat în secret. Familia este cea care a anunțat că trupul afaceristului a fost depus la cavoul din cimitirul evanghelic luteran din București. Acolo vă reamintesc că au fost înmormântat și fiul său, care a murit în urmă cu 15 ani, la foarte scurt timp după naștere, dar și tatăl său. Și Adriana Bahmuțanu este în legătură directă prin Skype în acest moment. Adriana, îți mulțumesc mult pentru prezența ta la știri. Vreau să te întreb, cum ai aflat lucrul acesta? Am primit de la colegii din presă acest comunicat. Înțeleg că a fost trimis către toate redacțiile din România și, ce să vă spun, sunt în stare de șoc. Doare la fel de tare cum doare și vestea că Silviu Prigoana a murit. Nu-mi vine să cred. Ți-ai fi imaginat că s-ar fi putut întâmpla lucrul acesta? Pentru că am văzut declarațiile pe care le-a făcut cea care s-a ocupat de această înmormântare și spunea că îi vor fi respectate toate dorințele. Se așteptau apropiații, am văzut, la o ceremonie oarecum puțin mai restrânsă, dar aflăm așadar că a avut loc această înmormântare în secret în această dimineață. Niciunul dintre copiii tăi, cu Honorius, de exemplu, n-ai reușit să vorbești, să spună ce s-a întâmplat? Nu, frații Vitregi refuză orice fel de comunicare cu mine, ba mai mult îmi îngrădesc accesul la proprii mei copii. Astăzi eu sunt reprezentantul legal al copiilor, conform legilor din România, sunt părinte unic și am autoritate absolută asupra lor, dar din păcate frații mai mari nu vor nici să comunice cu mine și nici nu le dau voie celor mici să vină la mine, să pot să-i țin în brațe, să pot să-i mângâi și să ne alinăm împreună această durere. Asta e lucrul care mă îngrijorează foarte tare. Nu am nicio certitudine în acest moment. Da, din păcate încercăm să refacem această legătură. Vă spuneam, Silviu Prigoana a fost înmormântat în secret. Adriana, nu știai, vorbeam despre ceea ce s-a întâmplat. Ce vrei să faci mai departe în legătură cu copiii tăi? Te întrebam dacă Honorius n-a luat legătura cu tine, dacă nu ai fost informată sau măcar cu privire la faptul că se va ține o ceremonie privată. Ați fost împreună 13 ani, dacă nu greșesc, soț și soție. Da, nici măcar nu mi-au trimis și mi-a fost comunicat. Copiii nu vor să-mi răspundă la întrebarea dacă au fost sau nu la înmormântare azi noapte în cimitir. Mi se pare oricum un scenariu de filme horror, de filme de groază, dar dacă asta a fost dorința defunctului, trebuie să o respectăm. Nu despre asta doresc, ci despre felul în care copiii pot procesa un travaliu de doliu, mai ales când le-a murit un părinte, o persoană foarte apropiată, iar ei sunt privați de relațiile personale cu mama lor. Avocata mea, Ionela Vasile, se ocupă de toate demersurile juridice. Nu mă întrebați în acest moment, pentru că nu știu să vă explic exact aceste proceduri avocatiale, însă aștept de la statul român, de la instituțiile statului, de la instanța de tutelă, să-mi dea dreptul de a fi părinte. O strategie a familiei ar fi putut fi pusă la cale? Am văzut că sunt și întrebări pe internet, pe rețelele sociale în sensul acesta, pentru că a fost un om de afaceri cunoscut, iubit de foarte multă lume. Ar putea fi vorba despre o strategie, Adriana, să spunem că a fost dată presei această informație astfel încât ceremonia să fie cumva ferită de ochii lumii? Nu știu, te întreb pe tine dacă ar exista cumva posibilitatea asta. Nu există această posibilitate din punctul meu de vedere, însă cred că s-a făcut aceeași regie pe care am făcut-o acum 15 ani, când din păcate și cu regret bebelușul nostru de doar 3 săptămâni nu a mai rezistat și s-a dus la ceruri. Atunci am făcut o regie în sensul că am scos sicriul cu o mașină, l-am transferat în altă mașină care a ieșit pe altă poartă, tocmai ca să evităm faptul că la ușa spitalului erau foarte mulți jurnaliști și am dorit să avem o înmormântare ferită de ochii presei și mai ales să nu știe nimeni unde este înmormântat copilul nostru, pentru că ne feream de vandali, de oameni cu rele intenții și ne-am dorit o înmormântare discretă. Dar la vremea respectivă s-a făcut o ceremonie religioasă, a fost un preot, ba mai mult, copilașul nostru a fost botezat la spital. În mod sigur, Silviu Prigoana a ținut cont de această regie pe care eu am conceput-o acum 15 ani, pentru că nu-mi doream să
să vadă toată lumea această durere pe care noi o aveam, a fost cumplit de greu în acea perioadă și din acest motiv am dorit să păstrăm discreția, dar mă întreb acum, în aceste momente, ce o fi în inima și în sufletul copiilor mei, pentru că eu cred că așa este normal, omenește și creștinește, ca până la urmă atunci când moare un părinte, iar un părinte este supraviețuitor, rămâne în viață, părintele supraviețuitor să poată fi alături de proprii copii. Din păcate, de 48 de ore nu am reușit să vorbesc decât sporadic prin mesaje cu copiii mei, care și-au schimbat total atitudinea față de mine, au devenit reci, răutăcioși, mă acuză de tot felul de lucruri pe care nu le-am făcut. Eu am respectat procedurile legale, în sensul că am fost obligată să anunț legea SPC-ul și poliția că în casa defunctului se află doi copii minori sub supravegherea unor adulți. Nu aveam nicio garanție că frații Vitre sunt în casă sau că alte persoane adulte sunt în casă. Și asta a trebuit să fac în mod legal ca să apăr interesele copiilor mei, să anunț instituțiile statului, poliția și DGA SPC-ul. Și mai departe, acum, tot statul român trebuie să intervină și să mă pună în drepturile părintești, pentru că astăzi, conform legilor din România, am toate drepturile asupra copiilor mei. Și despre ceremonie, spui Adriana, nimeni nu ți-a spus absolut nimic, n-ai aflat niciun detaliu despre ceea ce s-a întâmplat. Am văzut o ultimă declarație făcută de Silviu Prigoană, care spunea că și-ar dori să fie incinerat. Nu știu nici asta, din păcate eu în ultimii 11 ani nu am reușit să stau la aceeași masă și să am un dialog cu Silviu Prigoană, deși am insistat și l-am rugat în genunchi să facă acest lucru, am nenumărate dovezi, dar nu a dorit, a fost atât de încăpățânat încât nu a dorit în nicio formă să vorbească cu mine. Vă dați seama că toate aceste lucruri negative, felul în care el mă caracteriza în fața fraților Vitre, în fața copiilor mai mari, lucrurile astea au impactat relațiile de familie. Din acest motiv îmi explic și atitudinea aceasta atât de ostilă a fraților Vitre, care nici măcar nu mi-au dat un telefon, ba mai mult nu m-au primit în casa fostului meu soț, acolo unde și eu am locuit, să stăm de vorbă, să ne plângem mortul, cum se spune, și să pot avea grijă de copiii mei. Altfel, eu nu mi-explic această atitudine a lor decât prin faptul că timp de 10 ani li s-a inoculat această otravă în creier, cum că aș fi o persoană sugrăvită în cele mai oribile culori. Sperăm să se rezolve lucrurile în perioada următoare. Adriana, îți mulțumesc mult pentru intervenția ta aici la știrile Antena 3 CNN. Vom reveni cu detalii și în jurnalele viitoare.